Venea ciolacul, covrigul acum și ciolanul mai târziu. Acest covrig are mai multe calorii decât neuroni are coaliția PSD-PNL. PSD vă oferă gaura de la covrig. Ce-am cerut noi în 89? Ce-am cerut în 89? Să nu mai conducă Bucureștiul, Timișoara. În 9 iunie nu mai mușcăm din covrigul PSD. Asta e singurul covrig pe care îl primiți, că 9 iunie e gata. 9 iunie zicem nu mafiei covrigilor de guvern. Am venit astăzi în fața prefecturii Timiș să vedem cum guvernul ne oferă an de an promisiuni goale și am încercat să le oferim același lucru înapoi. Și vedem cum din 4 în 4 ani Timișoara aparent contează doar în an electoral și temele de interes pentru timișoreni și pentru timișeni sunt folosite mai degrabă ca scop de tranzacționare electorală. 9 iunie nu mai mușcăm din covrigul PSD. Lați covrigul. Da, sună bine. Fain. 9 iunie zicem nu mafiei covrigilor de guvern. Ok, asta e. Nu vrei și un covrig cu răvaș? Măresc taxele, pierdem bani din PNRR. Trebuie să ne vadă și pe noi că existăm, nu suntem doar pe hârtie. Să ne semneze și să ne uite. Bună la gaura din buget, zice PSD. Nu trebuie să facem celere pentru protest spontan. Vă trebuie autorizație. Potrivit legii, nu trebuie nicio autorizație. Nu există autorizație pentru protest. Nu există acest concept. În cazul în care protestul se organizează înainte, trebuie doar notificat. Dar ăsta este un protest spontan, nu trebuie notificat. Ciolacu crede că la Timișoara nici nu voia să ne lasă să protestăm aparent, cea care zică că nu avem voie să ne jucăm drepturile. Au ignorat Timișoara atâția ani și acum cred că dacă vin și se pun în spatele lui Nicolae Robu, că o să uităm toți anii în care am fost ignorați de la investiții, în care ni s-a întors spatele, în care cuvântul nostru n-a contat. Deși Timișoara contribuie extrem de mult la buget, ne-am fost ignorați foarte mult.